În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Aduceți-l aici la mine. Iubiți credincioși, pentru mine este o duminică atât de mare, încât nu vă pot spune cu câtă bucurie am constatat de dimineață că pot cânta. În viața mea am avut câteva liturghii, nimic zicând și nimic rostind. Dar singura din viața mea în care, chiar dacă aș fi vrut sau aș fi avut posibilitatea, nu aș fi putut din cauza vocii, a fost duminica trecută, Duminica Sfintei Cruci. O duminică în care am învățat mai mult decât în 10 ani de teologie. O duminică în care am învățat că tăcerea, de fapt, este rostul omului. Și am învățat, uitându-mi în calendar, bănuind eu că o să am ceva de spus duminica de după ce s-a întâmplat lucrul acesta, văzând că este duminica în care Mântuitorul vindecă un copil cu duh mut și surd, am spus: despre mine este vorba. Am vorbit prea mult și din vreme în vreme trebuie să mai și ascult. Dar vreau să vă spun ceva. Această duminică pe care am luat-o pe toate părțile, să știți că duminica aceasta mi-a strălucit altfel. Și anume, m-am întrebat de multe ori de ce Mântuitorul solicită credință, de ce ucenicii n-au putut să scoată duhul mut și surd, deși rețeta era clară, dată de Mântuitorul: acest neam de diavol iese numai cu post și cu rugăciune, și cu siguranță că și apostolii posteau și se rugau, dar să știți că numai tăcerea poate să-ți dea răspunsuri. Mă gândeam duminica trecută, stând în fața dumneavoastră și nimic putând să spun, îmi făceam niște calcule vis-a-vis de faptul că trebuie să învăț ceva, dar repede. Am crezut că până la sfârșitul slujbei pot să spun ceva și m-am amăgit. Pe la jumătatea slujbei mi-am dat seama că nu se poate și m-am întrebat de câte ori am mulțumit lui Dumnezeu că pot cânta Iubite voi, Doamne, că pot cânta axionul, că pot pur și simplu rosti un amin. Și sunt sigur că n-am făcut-o de câte ori trebuia să o fac. Dar mai departe, mă gândeam cum să fac eu să învăț ceva din acest lucru și am spus: da, de acum înainte voi fi mai atent cu darurile pe care Dumnezeu mi le-a dat. Și am constatat că nu este suficient. Mi-am adus aminte că Dumnezeu, pe cei pe care îi lasă cu anumite dizabilități, îi înzestrează în partea cealaltă cu altceva. Îi înzestrează cu altceva, asta ce înseamnă? Că trebuie să mă concentrez și eu. Dacă nu am puterea să vorbesc, trebuie să fac cu celelalte organe ale mele, cu celelalte simțuri ale mele, ceva deosebit care nu neapărat să îmi suplinească vorbirea, ci să învăț că prin betegirea unui simț se vindecă celelalte. După cum bine știți, acum în lumea medicală, începând cu anii 20, s-a descoperit marea posibilitate a postului, și anume că înfometarea declanșează în organism ceea ce se numește în termeni tehnici o resetare. Așa se întâmplă și cu o neputință pe care o avem. În momentul în care avem o neputință, toate celelalte posibilități ale noastre încep să fie mai lucide. Și anume, în primul rând m-ați ajutat dumneavoastră pentru că nu ați intrat în panică, nu mi-ați dat semne de intrat în panică, m-ați văzut zâmbind, ați crezut că nu e rândul meu să vorbesc și o să-mi vină și mie rândul și uite că mi-a venit astăzi. Dar mai departe mi-am dat seama că nu este suficient să fac ceea ce făceam în fiecare duminică, în afară de faptul că puteam să vorbesc și să cânt. Și atunci
pentru mine a fost o lecție, și anume, trebuie să încercăm să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Și anume, să ne gândim la Evanghelia de astăzi. Evanghelia de astăzi ne spune foarte clar, în câteva cuvinte, despre un tată care a venit de mână cu fiul său și l-a dus în fața Mântuitorului și a spus: ai milă de noi, are duh mut și surd, de multe ori ne aruncă în apă, de alte ori în foc. L-am adus și la ucenici, n-au putut să-l scoată, de poți ajută-ne și fii nouă milostiv. Și Mântuitorul l-a întrebat: poți crede? Toate se vor întâmpla celui care crede. Și a spus: da, Doamne, cred, ajută necredinței mele. Și văzând că se face atmosferă în jur, a certat Duhul, Duhul l-a scuturat, de mulți au crezut că a și murit copilul, l-a ridicat apoi și l-a dat tatălui său. Apoi ucenicii au venit și l-au întrebat: pentru ce noi n-am putut să-l scoatem? Și Mântuitorul a răspuns: acest neam de diavoli nu este decât numai cu post și cu rugăciune. Și spune Sfântul Evanghelist Marcu, apoi a mers mai departe și spunea ucenicilor că va merge în Ierusalim și va fi dat în mâinile oamenilor păcătoși, care îl vor răstigni și a treia zi va învia. Dar ucenicii se întristau că nu înțelegeau ce spune. Iubiți credincioși, haideți să ne întoarcem la ale noastre. Eu zic că mă pricep puțin în pedagogie și am să mă așez puțin la catedră. Să vă spun despre tatăl acela care poate să fie nepotul nostru, poate să fie ruda noastră. Și anume, în momentul în care luăm faptul de viață care s-a petrecut astăzi în ochii noștri, această vindecare, o luăm ca pe o parabolă pentru noi, trebuie să înțelegem un lucru. Duhul acela mut și surd se află în toți copiii cu care zicem noi că nu ne mai înțelegem. Întrebați un dascăl care are cel puțin 15 ani de vechime dacă mai suportă să se ducă la școală. Și o să vă spună că nu. Dacă îl întrebați cât mai are până la pensie, o să se albească, o să-ți dea seama cât de mult mai are să îndure. De ce însă această distanță din ce în ce mai mare? De ce acest duh mut și surd? Pentru că noi forțăm lucrurile, nu copiii noștri. Noi când vedem că un copil dintr-o generație începe să facă ceea ce noi când eram de vârsta lui nu făceam, deja intrăm în panică și ne considerăm datori să implementăm într-un fel sau într-altul tot ceea ce făceam noi la vârsta respectivului copil. Unde ar mai fi evoluția dacă ne-ar și ieși această situație? Eu vă spun că nu copiii cu duhul mut și surd sunt de vină, ci noi, cei maturi, care nu suntem în stare să răspundem întrebărilor lor. Pentru că un copil odată te întreabă. Dacă nu știi să-i răspunzi o singură dată, nu te va mai întreba niciodată nimic. O să-l întrebi tu ce are și nu o să-ți mai răspundă. De multe ori o să fie aruncat în apă, adică se răcește și nu mai răspunde. De alte foarte multe ori va fi aruncat în foc, adică o să-ți vorbească numai în răspăr. Ce facem? Punem gaz pe foc? Nu, trebuie să vindecăm. Și anume, învățăm cum? Să-l aducem la Hristos. Acum, aducerea la Hristos, să nu credeți că este o deplasare din punctul A în punctul B. L-ai adus într-un loc și gata, prin sine, acel loc face și drege. Dacă un pensionar se duce la Băile Felix, probabil că rezolvă acolo cu reumatismul. Dar dacă noi aducem un copil într-un anumit sistem de învățământ, cu siguranță că s-ar putea să nu rezolvăm problema. Și atunci să mergem mai departe. Ce trebuie să facem? Trebuie să vindecăm în primul rând în noi acest duh mut și surd. Și cum putem să o facem? Putem să o facem într-un singur fel. Să fim noi cei care ascultăm. Și o să spuneți, dar cât o să ascult eu la un mut? Până când acela începe să vorbească?
Pentru că mutul nu vorbește că nu-i dăm noi voie. Mutul nu vorbește pentru că nu poate să aibă dialog. Așa simte el că nu poate să aibă dialog cu noi. Și revenind și la sistem. Adică, un părinte, să o facem așa împotriva sistemului, dacă programa e programă, trebuie să vedem acolo care e problema. Apropo de programă, răspunsul este în Evanghelia de astăzi. Când a venit tatăl cu copilul de mână, a spus, l-am dus la ucenicii tăi și n-au putut să-l scoată. Și Mântuitorul la sfârșit zice, dar acest neam de diavoli este numai cu post și cu rugăciune. Postul și rugăciunea este sistemul fraților, care nu greșește. Punerea lui în aplicare, legile lui prost aduse în fața celui care trebuie să le implementeze, acestea încurcă, îngreuiază vindecarea. O să spun acum un profesor, păi cum post și rugăciune? Păi cum adică, dar n-am eu dosare atâta de merit, dar am 25% și pentru fiecare activitate știți cât îmi cere la inspectorat și câte foi și cât tuși de imprimantă am în spatele carierei mele, cum adică n-am postit eu? Nu m-am rugat eu? Ce-am greșit? Păi ai greșit. Pentru că tu ai crezut că dacă postești și te rogi, poți să faci orice. Ori nu e așa. Dacă postești și te rogi, trebuie să aștepți să vezi dacă apar roadele. Dacă lângă copilul tău vorbești despre Dumnezeu și el nu te ascultă, nu trebuie să crezi că tu ți-ai făcut datoria și gata. Nu! Trebuie să te întorci și să vorbești cu Dumnezeu despre copilul tău. Și atunci începi să ai vindecare pentru duhul mut și surd. Iubiți credincioși, a tăcea lângă un om care n-are ce să-ți spună, pentru că el deja te știe că nu ești pe aceeași lungime de undă cu el, nu înseamnă altceva decât imaginea acelui copil care a venit acasă după ce a văzut în parc un bătrânel care plângea pe o bancă. Și el s-a așezat lângă bătrânel. Și a început și copilul să plângă și a stat lângă bătrân până când bătrânul s-a înveselit, s-a ridicat și a plecat acasă. Și când a ajuns acasă copilul, întrebat fiind de părinți de ce a întârziat vreo 10 minute în plus față de programul pe care îl stabiliseră, a spus, am fost în parc și am ajutat pe un nene să plângă. Asta înseamnă să știi să asculți. Să știi să asculți nu înseamnă să aștepți un moment în care o respirație mai adâncă să-ți dea voie să-ți implementezi tu ideea. A, păi mai sunt tot felul de moduri de ascultare. Ce da, spune și cum am mai zis și altă dată, fă că e 3 telefoane, se uită pe pereți. Da, zici că te ascult, zici că te ascult, da. Fă ce faci o pauză, că îți dai seama că devii penibil să-mi spui ceva unui om care să dă în telefoane mesaje în fața ta. Și atunci se oprește și pune telefoane. Da, zi. Și încep să-i spui, nu spui două cuvinte. Stai așa, că nu e așa, nu. N-ai înțeles greșit, nu, gata. La fiecare inspirație adâncă, imediat intră el cu problema lui. Asta nu înseamnă că asculți. Asta, tradus, nu sistemul este de vină. Nu postul și rugăciunea sunt de vină, ci modul în care le săvârșim. Astăzi a venit la Mântuitorul un tată cu un copil. Știți ce înseamnă asta? Că ajunsese cuțitul la os, fraților. De câte ori ați văzut pe un tată pe la spital cu copilul de mână? Vă spun eu, maxim dacă e bunic. Nici eu unul personal n-am putut să mă duc cu fetele mele când au avut probleme. Dar când ajunge să se ducă și tata, înseamnă că problema deja trebuie rezolvată, că nu mai are altă șansă. Ei, astăzi avem nu un tată disperat, ci un tată implicat în toată povestea. Noi însă ne întoarcem la școala noastră, cum v-am promis. Și anume, toți copiii au în buzunare sau în dotare
plecat de acasă în Iosdan cu cel puțin două telefoane. Unul i l-a făcut bunicul cadou când a făcut 7 ani jumate, altul i l-a dat tata că a început școala, ca să vadă pe unde este. El neștiind că are program GPS, știe pe unde se află copilul un alt. Bun. Și atunci sistemul de învățământ zice, gata, trebuie să interzicem telefoanele. Păi fraților, dacă o luăm așa, nu o să ajungem nicăieri. O să ajungem într-un singur loc, de fapt, la aceea de a cultiva duhul mut și surd. Adică ne luptăm de-a surda, fraților, cu telefoanele și cu tabletele. Războiul pe față, să știți că nu trebuie să fie dus cu copilul, dăm tableta sau nu mai e voie cu telefonul, nu știu cât sau nu știu cât. Nu. Ci trebuie folosit exact cum v-am spus că am folosit eu muțenia de duminica trecută. Ce am bun ca să cultiv să iasă mai bine? Și am zis, dacă le zâmbeam oamenilor, trebuie să le zâmbesc și mai mult. Dacă îi îmbrățișam, trebuie să îi îmbrățișez și cu 2-3 secunde în plus. Și mi-a ieșit. Asta înseamnă că dacă îl avem pe copil cu cele două telefoane, unul în buzunar și unul în ghiozdan, trebuie să-l provocăm să învățăm împreună cum să le folosim. Și să spunem, uite, știi care e problema? Am uitat care este structura anului de învățământ. Vrei să mă ajuți? Să nu mă fac de râs în cancelarie că avem o inspecție și nu mai știu eu când pică vacanța, la anul nu știu cum începem școala. Te rog eu frumos. Păi cum? Păi zic, cred că ai un telefon sau vezi, iau de la un coleg o tabletă ceva, intră pe net, intră pe edu.com și spune-mi și mie treaba asta. Vă spun că, indiferent pe cine întrebați, dacă vă uitați la ceas în 30 de secunde, vă spune care este structura anului de învățământ din anul 2000 până în 2020. Sau 20-20, cum se zice acum. Dar trebuie să fie provocat copilul ca să poată să intre în jocul nostru. La un moment dat îl vedeți că începe copilul acesta pe care noi l-am provocat și el a început să își dea seama că este un partener al nostru, care începe să vorbească, deci nu mai are duhul acela mut și surd să ne întoarcă spatele atunci când ieșim pe culoar, ci de-abia așteaptă să ne întrebe, domn profesor, mai aveți nevoie de ceva? Vă mai interesează de ceva de la minister? Da! Ia vezi că s-a schimbat numărul de ore de la catedra mea de muzică. Ia vezi, începe această schimbare de semestru ăsta sau de semestru următor? Și să-l vezi cum caut acolo și îți dă tot felul de soluții. Nu o să-ți dea o soluție perfectă, dar să te faci interesat, să intri în acest dialog, pentru că ăsta este răspunsul la ce facem cu telefoanele și tabletele din școli. Nu trebuie să le aruncăm, trebuie să le folosim cum trebuie, cum se cuvine. În momentul în care cineva nu se mai înțelege cu copilul, copilul poate să știți că să aibă 1000 de argumente împotriva profesorului. Și are dreptate. Dar așa, numai la prima înfățișare, poate să vă scoată 1000 de argumente că nu are de ce să mai vină pe la școală. Ce să mai învețe de la unul și de la altul? Și atunci spui, da, poate că la școală vii să mai învățăm și noi de la voi. Să vedem și noi portretul psihologic al copilului de 10 ani, că s-a schimbat și noi, vezi, avem niște manuale care sunt editate ele în 2002, dar sunt copii după anii 88-89, vă spun eu că așa este, în părțile în care sunt tipărite bine. Și atunci începe copilul, cum adică, deci eu deja sunt un partener, dar bineînțeles, păi hai să vedem, ce vă interesează pe voi? Cam ce discipline v-ar place să studiați? Asta înseamnă dialogul și, de fapt, asta înseamnă postul și rugăciunea pe care Mântuitorul le-a spus că sunt rețete pentru a alunga duhul mut. Dacă vreți să aveți, într-adevăr, un dialog cu ceilalți, alungați duhul mut prin postul și rugăciunea, care înseamnă punerea celuilalt într-o lumină favorabilă.
într-o lumină în care el să se vadă bine, pentru că chiar este bine. Un copil care știe să răspundă la anumite întrebări, bineînțeles că va pleca acasă și spune: mă, mamă, știi care e problema? Păi toți ne-au zis de telefoane, dar uite, avem un tâmpit la muzică. Ne-a întrebat una alta, să știi că chiar am început să dialogăm cu el, să știi că astăzi, culmea, m-a făcut să nu mai folosesc pentru diverse jocuri telefonul, l-am folosit pentru că m-a întrebat de edu.ro să intru, să îi spun programa, să îi spun una, să îi spun alta. Acest dialog, să știți, că este începutul vindecării de duhul mut și surd. De aceea, fără să mai vorbim de absurda, vreau să vă mai spun ceva. Niciodată o neputință nu vine degeaba. Vine ca o provocare. Toată lumea se vaie acum că o să ne plece copiii în străinătate. Bă, fraților, o să plece. Bă, da, dacă se vor întoarce, o să aducă ce au văzut pe acolo. Bă, și dacă nu se mai întorc, află alume că există niște români pe undeva. Cultivați-le libertatea, pentru că asta înseamnă dialogul. Nu vă feriți de limitările pe care vi le faceți singuri. Nu vă feriți să dialogați cu copiii, pentru că aceștia au foarte multe lucruri frumoase pe care trebuie să le împărtășească cu ceilalți. Și vreau să închei prin a-mi aduce aminte cât de supărat am fost eu pe faptul că nu se mai făcea caligrafie la clasa a doua, cum știam eu pe vremuri. Și când erau fetele mele clasa a doua, zic: bă, dacă caligrafie mai faceți, nu mai facem. Aoleu, ce supărat am fost! Până când mi-a trecut. Am văzut ce înseamnă caligrafie, am văzut ce înseamnă stenografie, prin ceea ce înseamnă tastatură, pe care nu o cunoșteam așa cum trebuia să o cunosc. Și fetele mele mi-au arătat cam ce dege să folosesc în stânga sau în dreapta, cum să aleg literele. Păi nu e aia caligrafie? Ce făceam? Nu ne certam de absurda, că să facem nu știu cum acolade, că ce o să faceți, că o să scrieți de mână? Lasă-l mă așa. Este în stare un copil acum, dacă stă în fața unui angajat de la birou, să se uite în ochii lui, să-i scrie cererea uitându-se la el, așa? Și la sfârșit zice: doamnă, care-i parola? Că v-am trimis la imprimanta aia de acolo. Să-mi da să semnez ce am scris. Asta înseamnă să ai dialog. Nu s-o ține fiecare: no, mie să-mi veniți cu 3 copii, să faceți, să dregeți. Nu, fraților. A scăpa de duhul mut și surd nu este preocuparea celui în cauza, celui mut, ci este preocuparea, în primul rând, a celui care vorbește. Eu astăzi m-am vindecat de muțenie pentru că sunt cel care vorbesc. Duminica trecută mi-am propus ca astăzi să pot vorbi, să vă spun ce frumos te afli și în partea cealaltă când știi să asculți. Când îi lași pe ceilalți să se uite la tine și cu compasiune s-au uitat câțiva. Nu vă spun câte rețete am acum pentru răgușeală. Fiecare enoriaș mi-a dat 2-3. Le am acolo la vizier. Important este că rugăciunea pe care ați înălțat-o odată cu mine m-a ajutat ca astăzi să pot vorbi, pentru că astăzi este într-adevăr Duminica Vindecării celui cu duh mut și surd. Să ne ajute Dumnezeu să învățăm că duhul mut și surd se vindecă prin post și prin rugăciune, adică prin ceea ce înseamnă comunicare. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.